Minaur a obținut sâmbătă o frumoasă calificare în optimile de finală ale EHF European Cup. Până la finalul acestui an, echipa pregătită de Alexandru Sabou mai are de jucat 3 partide, 2 dintre acestea pe teren propriu. Mai întâi va avea meciul cu CSM din Suceava, joc din cadrul etapei a 15-a, partidă ce va avea loc miercuri 8 decembrie. Sâmbătă Minaur va juca acasă cu Dinamo, etapa 14-a, prima din retur, pentru ca ultimul meci al anului să fie în deplasare cu Potaița Turda, vineri 17 decembrie, din etapa a 13-a, ultima din tur. Minaur și-a propus să obțină toate cele 3 puncte în acest meci pentru a rămâne în partea de sus a clasamentului, la distanță de locul 7. Competițiile sportive se vor putea desfășura cu spectatori în tribune în limita a 30% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care dețin certificat verde, respectiv sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării. Masca este obligatorie, iar distanța dintre spectatori trebuie să fie de minim un metru.